Bună, drăguților! Bună, sufletele mele frumoase! Mai tu pic cam târziu în seara aceasta. Vom face o etalare scurtă, o etalare într-o singură variantă pentru cei care iubesc să asculte aceste etalare de tarot, pentru cei care au nevoie de un, nu știu, un mesaj, o etalare de dragoste, dacă ești îngrijorată, dacă ești preocupată de persoana iubită în această perioadă. Haideți să vedem cât de îngrijorat sau cât de preocupat este celălalt de tine. Va fi o etalare cu mesaje. De fapt, vedem ce iese, da? Vedem ce iese. Am pregătit aici pentru tine două pachete de oracol, un pachet de tarot și haideți să ne concentrăm pe persoana dragă sufletului tău, să zic așa. Cel sau cea la care tu te gândești în acest moment, ce mesaj ar vrea să-ți transmită? Se pare că persoana asta te-a cam neglijat sau consideră că te-a cam neglijat, că nu ți-a oferit ceea ce tu ai avut nevoie. În unele cazuri este posibil să fie o diferență din punct de vedere social sau financiar între voi doi, sau poate că tu i-ai cerut la un moment dat ajutorul și această persoană nu a putut să ți-l ofere sau consideră că nu are ce să ți ofere, mai este și asta o chestie. Mesaje din partea acestei persoane. Consideră că te-a neglijat sau că valorezi mult mai mult. Că sunt multe diferențe între voi doi. Că nu le, nu, sunt multe goluri pe care nu le poate umple. Ok, hai să mai vedem și alte mesaje din partea persoanei la care tu te gândești. Ce alte mesaje am mai avea? Speranță. Speranța că voi doi totuși veți fi împreună. În ciuda diferențelor, în ciuda problemelor, în ciuda tot ceea ce se întâmplă între voi doi, această persoană speră că voi doi veți fi împreună până la urma urmei. Ok. Ia să vedem cine este această persoană și ce gânduri are. Cine este această persoană? Ce fel de caracter are? Avem îndrăgostiții și șasele de spade, o persoană care ar face orice pentru dragoste, așa îmi vine să spun. O persoană care vrea să îndrepte lucrurile, este cineva care ar face orice să fie lângă tine, să fie în preajma ta, pentru că aici șasele ăsta de spade, cam asta mi-arată, că vrea să îndrepte situația, că vrea să facă un drum, că vrea să vină în întâmpinarea ta, că vrea să fie acolo față în față cu tine, că tu ești fructul interzis pentru această persoană. Sunt niște obstacole aici între voi, clar, sunt niște obstacole, sunt niște împotriviri. Dar ideea este că persoana asta își dorește tot ce este mai bun pentru voi. Nu știu la cine v-ați gândit, dar se pare că este cineva cu intenții foarte bune. Ok, să vedem ce gândește în legătură cu tine, ce are prin minte, ce evenimente importante s-ar putea întâmpla între voi doi. Și o să pun așa, facem o roată și punem câte două cărți. Ia să vedem. Evenimentele importante din viitorul vostru, împreună cu această ființă, această persoană. La capătul cărților avem puterea. Puterea mi arată că este nevoie de foarte mult curaj pentru a depăși o anumită situație. Puterea mi arată că cinciul ăsta de spade ar trebui să-l transformați. Adică orice fel de neînțelegere, orice fel de ceartă, orice fel de luptă între voi doi să se transforme în ceva frumos, în ceva puternic, în ceva pentru care merită să aștepți. Hai să mai vedem. Voi doi. O, ce frumos! Măi, ce cărți faine! Nu știu, în ultima perioadă am avut doar energii așa frumoase și asta mă bucură, îmi place. 10 de cupe și roata norocului. Păi ce vrea această persoană? La ce se gândește? Că tu ai venit pe destinul ei, ai venit în viața ei pentru a-i schimba viața în ceva frumos. Că voi doi, dacă ați fi împreună, ați fi cuplul perfect, ați fi ceva aparte, ceva deosebit. În unele cazuri chiar își dorește, da,
o familie cu tine își dorește ceva foarte, foarte frumos, dar în primul rând la asta se gândește, că tu ai apărut pe destinul acestei persoane pentru a-l face fericit, a o face fericită, pentru a-i aduce împlinire și dragoste. Hai să vedem mai departe ce alte evenimente între voi. Văd aici magicianul, este posibil și șaptele de spade, este posibil ca la un moment dat să te fi mințit cu ceva, să-ți fi spus ceva doar pentru a da bine, cum s-ar spune, da? Doar pentru a da bine, doar pentru că ori a fost rușine, ori a fost, i-a plăcut așa un pic să aducă un pic de magie cumva. Magicianul și șaptele de spade, e o minciună aici, e o minciunică, este ceva așa mai nevinovat, s-a străduit să ascundă cumva un gunoi supreș pe care nu a vrut să-l scoată la suprafață. Poate că îl va scoate într-o zi, poate că nu, dar cam asta văd eu aici. Are momente, în alte cazuri, are momente când și-ar dori pur și simplu să dispară, da? Să dispară, să se ascundă, să facă o magie. Apare, dispare din viața ta, posibil, în unele cazuri. Poate că e la distanță de tine, poate că și-ar dori da, să aducă un pic mai multă magie în viața voastră. Poate că e un pic cam, îi place să fabuleze. Asta mai vine să spun, că această persoană cam iubește așa să fabuleze, să mai spună povești din când în când. Povești cu pești. Dar, revenind la prima variantă, este posibil aici, da, să fie ascuns o minciunică sau să fi spus o minciunică, să fie ascuns un adevăr, scuzați-mă, doar pentru a da bine, cumva. Doar pentru a se da spectacol, doar pentru a-ți arăta ție frumusețea lucrurilor și nu urăciunea lor. Ce avem aici? Pajul de spade și Arcana 13. Te urmărește persoana asta, este foarte, cu ochii pe tine, așa vine să spun. Este foarte cu ochii pe tine. Este cu ochii pe tine, te urmărește, urmărește întreaga transformare, întreaga schimbare, urmărește fiecare moment. Vezi tu, Arcana 13, moartea, mai arată și faptul că se teme un pic de lucrurile misterioase, se teme un pic de ceea ce ar putea fi în spatele cortinei. A apărut magicianul și Arcana 13. Oare ce este în spatele cortinei, se gândește? Oare cum este partea ta cea mai întunecată? Oare până unde se poate duce acea parte întunecată? Cât de profundă poate fi? Și tot așa. E un pic cam în gardă, un picuț așa. Chiar dacă nu pare, totuși este în gardă. Ce alte evenimente mai pot apărea aici între voi doi? Persoana asta e singură, e un pic derutată, așteaptă într-un fel sau altul, așteaptă ca tu să faci o alegere, am impresia. Așteaptă ca tu să faci o alegere sau este un pic nehotărâtă atunci când vine vorba de tine. Deci vezi tu ce chestie. Aici avem de-a face cu o persoană care, într-adevăr, consideră că tu ai pus un curcubeu pe viața acestui om, da? Ai pus un curcubeu în viața acestui om, dar în același timp se teme. În același timp sunt lucruri aici pe care se teme să ți le spună. Pe de altă parte, este teamă de o schimbare, este teamă de transformare, este un pic confuză în legătură cu ceea ce reprezentați voi în viața acestui om. Are momente când ar face orice pentru tine, are momente când îi vine să fugă, să se retragă pentru că iubește să fie liberă. Avem de-a face cu un magician, avem de-a face cu o persoană care iubește libertatea, în primul rând. Avem de-a face poate cu un om care iubește libertatea mai mult decât orice pe lumea aceasta și cumva tu ești pus în aceeași balanță sau ești pus în aceeași balanță cu libertatea ei. Da. Deci e așa, cumva. Hai să mai vedem ce alte cărți mai vin. Justiția și Cavalerul de Monede. E o propunere aici. E o propunere în a îndrepta lucrurile. Parcă ar vrea ca totul să vină așa cu pași mărunți. Știi ce? Justiția asta, vezi tu, în unele cazuri, poate că aici vorbim despre un divorț, în cazul în care sunteți într-o altă relație și, da, poate că persoana asta vrea ca tu să divorțezi, tu să renunți la o altă relație pentru a putea fi împreună.
dar cumva vrea să ia totul cu pași mărunți. Am impresia că vrea să te cunoască mai bine, vrea să te știe mai bine, vrea să știe cât îți este inima de blândă, pentru că aici, vezi tu, în cartea asta a justiției, este un cântar, iar pe cântarul acesta este inima ta șopană. Cumva vrea să vadă cât ești de blândă, vezi, și teme de ceea ce ar putea descoperi la tine, într-un fel în care nu prea ar vrea să descopere. Este foarte atentă sau atent cel cu care tu ai de-a face în legătură cu ceea ce se află în spatele cortinei, da? În spatele aparențelor. Are o teamă, oarecum. Ce alte evenimente mai pot apărea pe aici? Și văd așa un paș de bâte, foarte mult entuziasm în legătură cu ceea ce urmează, dar și teama să nu te dezamăgească în același timp. Deci, pe o parte este entuziasmată această persoană în legătură cu tine. Am impresia că este ceva nou aici. Este o dragoste nouă, o iubire nouă sau o iubire care nu a fost încă, cum să spun, voi nu ați trăit încă această poveste de dragoste la capacitate maximă, la n-ați consumat această poveste de dragoste așa cum ar fi trebuit. Pentru că persoana asta văd că visează, se gândește la tine, da? Dar în același timp își ia și o marșă de eroare, are și frică. Hai să mai clarificăm, să vedem ce mai... Deci o să folosesc acest pachetel mic, acest oracol. Ia să vedem, roata norocului și 10 de cupe. De fapt, punem așa câte o carte pentru fiecare grupuleț. Și am făcut aici o mare roată. Da, ceva nu este suficient, vezi? Ar vrea să vină către tine. Pe de altă parte, se gândește acolo că te-a neglijat sau că lipsește ceva, sunt niște diferențe între voi. Are parte de o frustrare, cumva se simte frustrată această persoană pentru că nu are ceva suficient, ceva nu este suficient. E un fel de 8 de spade aici, vezi? Una este ce-ți dorești și alta este ceea ce poți să faci în mod concret, în real. Pentru că la dorințe, văd aici, da, văd aici, vezi tu că tu i-ai schimbat viața, că și-ar dori să fie fericită această persoană cu tine, să... E un ideal în zecele ăsta de cupe. E ca și cum toate cupele sunt umplute, familia perfectă, familia fericită. Ceea ce nu știu dacă există. Știi cum se spune, nimic nu este perfect, nimeni nu este perfect. Și aici văd că, pe de altă parte, pare a fi doar un vis, adică cumva se hrănește, își hrănește acea inimă ruptă, acea inimă frântă, încearcă să ascundă sau visează cu ochii deschiși, visează cu ochii deschiși la tine pentru a acoperi o gaură pe care o simte în suflet, o inimă frântă, da? Pentru că realitatea se pare că este mult mai crudă. Realitatea este mult mai crudă, realitatea este aici, diferențele acestea, faptul că te neglijează, faptul că nu are de unde să-ți ofere sau faptul că speră, vezi, aduce... Deci, de fapt, este vorba doar de speranță. Ceea ce are acest om în minte acum este doar o speranță, dar realitatea este foarte crudă, vezi. Cumva încearcă să acopere mizeria asta cu un curcubeu așa frumos. Magicianul și șaptele de spade, un nou început, libertate, da, își dorește libertatea, vezi? Parcă, pe o parte, tu ești visul cel mai frumos pe care l-a trăit vreodată, pe de altă parte, consideră că a avea o relație cu tine, un nou început cu tine, ar fi cumva o restricție pentru libertatea sa sau ar trebui să se... reinventeze această persoană, ar trebui să închidă un capitol din viața ei și să deschidă un altul și de aceea are tendința uneori să fugă, uneori are tendința să plece, să tragă cortina și să fugă, pur și simplu. Dar apoi se întoarce iarăși cu gândul la tine. Ok, aici arcana 13 și pajul de spade, unde am spus că persoana aceasta urmărește foarte atent orice fel de reacția ta, orice fel de mișcarea ta, doar pentru că se teme cumva de ceea ce ar putea găsi
în spatele acestei aparențe frumoase, cum ar fi, da, te vede frumoasă, te vede specială, te vede deosebită, dar se gândește, ok, și care e partea ta cea mai întunecată? Și știi de ce? Pentru că această persoană își vede calitățile în tine și își vede defectele în tine. Adică cumva consideră că voi doi sunteți la fel, consideră că semănați destul de mult, probabil că s-a regăsit de foarte multe ori în caracterul tău, în felul tău de a fi și în faptele bune și în cele rele și se teme de partea ta cea mai întunecată. Ok, ce mai văd aici? Da, văd că în față ce urmează pentru voi doi nu este foarte clar și nici pentru această persoană nu este foarte clar. Se întreabă oare unde va duce toată această nebunie, unde va duce această legătură. E un pic nesigură. Se pregătește cumva pentru întâlnirea cu tine. Învață cumva din experiențele pe care le aveți împreună, dar cumva, cum să vă spun, e ca și cum are în față așa mai multe opțiuni, vede în viitor mai multe posibilități și se întreabă oare care ar fi cea mai potrivită, care ar fi calea cea mai frumoasă, cea mai bună. Și-ar dori pe o parte, vezi tu, să face ceva frumos împreună, dar pe de altă parte se teme. Ok, ce mai văd aici? Se pare că persoana asta... Văd aici o barieră. O barieră în fața a ce? În cazul în care, de exemplu, voi sunteți într-o altă relație sau această persoană este într-o altă relație, dacă vorbim despre triunghiuri amoroase, că foarte mulți dintre voi sunteți în triunghiurile astea amoroase, iar unul dintre voi ar cam trebui să iasă dintr-o altă relație pentru a intra în relație cu această persoană, se pare că aici sunt niște blocaje puternice. Se pare că cineva evită să vorbească despre asta, despre o eventuală separare. Se pare că... Da, sunt niște bariere aici puse. Adică cumva, ori această persoană, ori voi, refuzați să încheiați o altă legătură pentru a fi împreună cu acest om. De aici și confuzia pe care o văd în adâncul sufletului acestei persoane. Pentru că este foarte confuză în legătură cu voi doi. Încotro merge relația asta? Încotro mergeți voi doi? Ce o să fie în viitor? Cum o să evolueze lucrurile? Ce va fi? Cam asta e treaba. Și aici văd că își dorește să te sune, să vorbească, să-ți trimite mesaje, se gândește în permanență la tine. Probabil că voi doi comunicați foarte mult, aveți grijă la... Pentru că patru ăsta de cupe, mai văd aici și oarecare dezamăgire. Energia feminină ușor dezamăgită din cauza unei conversații, din cauza unui mesaj, unei informații care ajunge la tine. Un gând aici mai văd. Ceva te dezamăcește oricum, te supără un pic. Bun, drăguților, să scoatem un sfat? Nici nu știu. Hai să scoatem un sfat, să vedem ce îmi spun mie cărțile. Pentru cei care s-au regăsit în toată această poveste. Poveste oarecum frumoasă, dar în același timp și tristă. Mie așa mi s-a părut. Pentru că persoana asta trăiește cumva în iluzie, trăiește cumva în lumea viselor, pentru a ascunde realitatea crudă. Pentru cei care ascultă, și avem aici îndrăgostiții și roata norocului, deci nu pot să cred, îndrăgostiții și roata norocului. Și am și pe masă îndrăgostiții și roata norocului. Aici e vorba de o decizie. Este vorba de a decide. Tu trebuie să decizi, să schimbi ceva, fără roata asta să se miște. Pentru că tu poți învârti această roată în bine sau în rău. Ce alegi? Să ții roata asta pe loc? Să rămâi pe loc în situația asta? Să o faci să se miște? Da? E cumva o decizie pe care tu va trebui să o iei sau o vei lua foarte curând. Ca și sfat este să te gândești la, bine la decizia pe care tu o iei, pentru că roata asta se poate întoarce în bine sau în rău. Da? E o soartă aici, e un destin. Ok, și îndrăgostiții, clar, vorbește despre
Voi doi. Și ce mai avem? Și justiția. Da. Clar, îndrăgostiții. Vedeți și pe masă. Am justiția, am îndrăgostiții și am roata norocului. Și ca și sfat este să fii foarte atentă sau atent la aceste trei arcane majore care urmează să se întâmple viața ta, adică va trebui să iei o decizie, iar în funcție de decizia pe care tu o vei lua, cam așa o să ți se schimbe soarta, destinul, viața ți se va schimba la 180 de grade. Na, total. Gândește-te în cazul în care ești într-o altă legătură, probabil că trebuie să pui totul așa cumva în balanță, da, și să iei o decizie. Ca și zodii, pentru cei care sunt interesați de zodii, văd aici scorpionul, văd balanță, ce mai am? Mai am gemenii și cam atât, cred. Da, cam atât. Bun, drăguților, cam atât am avut și eu pentru voi. V-am pupăcit, aveți grijă de voi, a fost o etalare, oarecum am zis eu scurtă, dar n-a fost tocmai scurtă pentru că am vorbit deja 21 de minute. Ok, v-am pupat, aveți grijă de voi, numai bine, ceau, ceau, ceau.